Directorul adjunct al Direcției de Sănătate Publică Suceava, doctorul Ludovic Abiței, a declarat marți în cadrul unei conferințe de presă că aceste verificări au intrat în atenția direcției ca urmare a sesizării Departamentului de Supraveghere, potrivit căruia 30% din probele de apă recoltate periodic nu se încadrează din punct de vedere chimic standardelor. Conform legii, în această situație, Departamentul de Control în Sănătate Publică trebuie să preleveze probe și să efectueze analize complete. Doctorul Abiței a declarat că, deși la unele stații procentul de neconformitate nu ajunge la 30, situația tot trebuie cercetată, întrucât stațiile respective deservesc un număr foarte mare de suceveni. Avem probleme de neîncadrare în standard la categoria chimică, deci la, din punct de vedere chimic, stația de la Berești, stația de la Salcea, stația de pompe de la Berbușești, care distribuie apă pentru municipiul Suceava, și uzina de la Mihoveni, care de asemenea distribuie pentru municipiul Suceava. Neîncadrarea, în special la parametrii chimici, se datorează absenței clorului, în special la Berești și la Salcea. Pe lângă valori, să spunem, ondulatorii, apare sau dispare pentru o perioadă scurtă de timp a nitraților și a nitriților, dar cel mai mult absentează clorul, ceea ce nouă ne sugerează că ei nu fac dezinfecția apei. Or, ca să poți să decretezi, să spui că o apă este potabilă, apa trebuie să suferi un proces de dezinfecție. Ori dacă lipsește acest clor, înseamnă că nu dezinfectează sau introduc foarte puțin clor. Ludovic Abiței a mai declarat că în cazul în care se vor depista nereguli în ceea ce privește clorinarea apei, se vor aplica sancțiuni constând în avertismente sau amenzi de până la 4.000 de lei.